Consiliul Județean Hunedoara a depus la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, OSIM, solicitarea de înregistrare a mărcii Hunedoara, județul celor două capitale. Brandul confirmă un aspect unic în România, acela că județul Hunedoara este singurul pe al cărui teritoriu se găsesc două capitale, cea regală a dacilor Sarmisegetuza Regia și cea imperială, fondată după cucerirea romană Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetuza. Potrivit administratorului public al județului Hunedoara, Costel Avram, brandul Hunedoara, județul celor două capitale, trebuie folosit și protejat. Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmisegetuza beneficiază de un amplu proces de restaurare cu fonduri europene de 5 milioane de euro. Au fost studiate soluții tehnice de avangardă care să se integreze în construcția antică fără a produce deteriorări sau a afecta structurile de piatră ale amfiteatrului, dar în același timp care să permită accesul a maximum 500 de spectatori. Este vorba de ansambluri metalice mobile, retractabile, independente față de structură amfiteatrului. Totodată, întreaga structură va fi consolidată și restaurată. Vom avea astfel un alt monument unic în țară, spectaculos, cum sunt puține în Europa. Președintele Laurențiu Nistor dorește să facem toate demersurile pentru ca Ulpia Traiana Sarmisegetuza să devină sit protejat UNESCO. Amfiteatrul român se adaugă astfel cetăților dacice din Munții Orăștiei, dar și altor două investiții majore din ultimii 3 ani, a mai declarat Costel Avram, administrator public al județului Hunedoara.